Gunoaiele, iarba mare pe alocuri, poate și vremea deosebită de caldă au constituit prilejul pentru caligioanele cu sânge rece să apară în peisajul mehedințean. Cel mai adesea, reptilele au fost văzute în zona Clisurii, însă, cu toate acestea, există voci care spun că au dat peste șerpi și prin municipiu. În acest context, oamenii trebuie să fie precauți, întrucât nu există ser antiviperin. Spitalele din județul Mehedinți nu există ser antiviperinic, întrucât fiolele aflate în stoc au expirat în luna mai a acestui an. În acest sens, a fost demarată procedura de achiziție pentru refacerea stocului de ser antiviperinic, urmând ca în cel mai scurt timp Ministerul Sănătății să livreze produsul solicitat. Primul ajutor în cazul mușcăturii de șarpe este apelarea serviciului de urgență 112. Nu trebuie să ne apropiem de victimă dacă șarpele este în preajma acesteia. În cazul în care șarpele nu mai este, victima trebuie să fie transportată la un loc sigur, să fie liniștită și să îi se mobilizeze membrul afectat. De altfel, specialiștii transmit mehedințenilor câteva măsuri de prim ajutor, în cazul mușcăturii de șarpe veninos. Nu faceți mișcări și nu vă agitați, în caz contrar ritmul bătăilor inimii crește. Circulația sângelui e accelerată și veninul pătrunde mai repede, mai bine stați liniștit într-un loc umbrit. Anunțați evenimentul la serviciul unic de urgență 112 și așteptați salvatorii. Așezați-vă astfel încât să mențineți mușcătura sub nivelul inimii. Curățați cu alcool veninul de pe lângă mușcătură. Hidratați-vă doar cu apă și nu administrați alcool, cafea energizante. Printre lucrurile interzise se numără și sugerea veninului cu gura, arderea zonei mușcate, aplicarea de gheață. În situația în care victima trebuie transportată, aceasta nu trebuie supusă nici unui efort. Când mușcătura este foarte dureroasă, membrul afectat se umflă și pielea se decolorează. Șarpele care a mușcat este probabil veninos. Victima poate prezenta mai multe simptome, printre care senzația de sete, amețeli și vomă, convulsii, scăderea tensiunii arteriale, transpirație și salivație excesivă, paralizie. Astfel că, în acest context, oamenii sunt sfătuiți să fie precauți pentru a preveni un incident negativ.